Nici chiar înaintea sărbătorilor, ședința de Consiliu Județean nu a fost liniștită. Dimpotrivă, a fost presărată cu amenințări, dialoguri acide și prea puține proiecte pentru județ. Guvernarea USL pare să-i fi mărit doza de tupeu lui Adrian Duicu. Președintele Consiliului Județean i-a amenințat direct pe consilierii incomozi ai opoziției. Sper că ne pare să sunt ultimii care mai vin în loc. Sper că ne pare să terminăm cu cei trei să mai să înțeleagă. Sunt cu fiecare lucrurile, ce făcut domnul Alin Nicolicea, domnul Munteanu. Sper că ne anul să trebuie, sunt ultimii care mai vin în loc. Sper că ne anul să terminăm cu cei trei să mai să înțeleagă. Sunt cu fiecare lucrurile, ce făcut domnul Alin Nicolicea, domnul Munteanu. Domnule președinte, vă rog să spuneți cum încurc lucrurile. Prezența ta în lucrurile. Dumneavoastră aveți calitatea să vedeți dacă prezența mea... Din anuale, da. Din anuale, da. Păi, din anuale, ce se întâmplă? O altă lună. Ceea ce nu știe și nu vrea să înțeleagă Adrian Duicu este faptul că într-un stat democratic, opoziția are un rol deosebit de important. Pentru el însă nu contează statul de drept, ci doar interesul personal. Amenințările și încercările de intimidare marca Adrian Duicu au fost o constantă a mandatului acestuia. Zodia conflictului de interese ar putea să caracterizeze acest consiliu județean, în special conducerea acestui consiliu județean, multe perturbări ale activității și, după cum ați putut vedea, chiar la începutul ședinței ordinare din luna decembrie a Consiliului Județean, pe Adrian Duicu îl roade de grijă unor consilieri. Trebuie să repet pentru telespectatorii dumneavoastră, în special, știți cum este, câinele moare de drum lung și Adrian Duicu moare de grijă lui Alin Nicolicea. Adrian Duicu nu s-a remarcat până acum prin proiecte care să aducă bunăstarea și modernizarea Mehedințiului. Singurul lucru pe care l-a făcut a fost să intimideze și să amenințe, cu gândul că doar prin frică poate să supună voințe slabe. Consilierii opoziției l-au asigurat pe cel care se crede șeful județului de faptul că nu vor ceda presiunilor și vor rămâne fermi pe poziție, indiferent de amenințări și de presiuni. Le spun cetățenilor și spun și lui Adrian Duicu că nu are cum să ne sperie și vom rămâne în Consiliul Județean, cei care vom rămâne, și vom face în continuare opoziție, iar abuzurile domniei sale vor fi sancționate penal, pentru că vom face plângeri penale și împotriva lui și împotriva celor care îl încurajează să facă aceste abuzuri. Cu privire la cei care au plecat de pe listele partidului pe care au fost aleși, le spunem și lor că în luna ianuarie vom face demersurile pentru a înlocui din funcțiile de consilier județeni, pentru că au ocupat aceste funcții sub o siglă de partid. Acum, dacă caracterul este ceva ce le lipsește, sau coloana vertebrală, sau bărbăția, și au trecut sub masă de partea lui Adrian Duicu în Consiliul Județean, noi vom face documentele legale pentru a înlocui și pentru a readuce mehedințenilor reprezentarea pe care au votat-o în iunie în acest an. Imediat după sărbătorile de iarnă, reprezentanții Partidului Democrat Liberal au anunțat că vor cere în instanță invalidarea mandatelor consilierilor județeni care nu mai reprezintă grupul PDL. În locul lor vor fi validați următorii pe listă. Lucrul acesta se va întâmpla chiar dacă pentru punerea în practică a hotărârilor va fi nevoie de un executor judecătoresc.